dacă acel om este dificil, vreau să stau de vorbă cu țăranii români, pentru că pe mine poporul mă iubește și mă recunoaște. Încă mă recunoaște Europa și omenirea, deci omenirea nu m-a uitat. Duceți-vă în Canada și spuneți numele meu. Peste tot numele de Gheorghe Zamfir se pronunță. Duceți-vă în Statele Unite și întrebați cine e Gheorghe Zamfir. Ei nu știu cine e președinte României și nici cine a fost Iliescu. Nu știu. Dar de Gheorghe Zamfir vorbește întreg globul pământesc. Da, a venit logodnica noastră să vorbim și... Da? 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 Da. Hai să încheiem acum puțin da. Și... Sigur că da. O secundă să vorbim și cu domnișoara Nicoleta. Sărut, Mile. Știu că sunteți interpretă de muzică populară, nu? Da, dar o să vorbim mai târziu. Da. Te rog din suflet. Vreau să vă fac un compliment și am spus și maestrului Gheorghe Zamfir. Aveți un zâmbet și ochișori aduc așa din Andreea Marin. Probabil. Da? De cât timp vă cunoașteți cu maestrul Gheorghe Zamfir? De mulți ani. Și cum vi se pare? Dânsul a spus că este un om dificil. Cum vi se pare? Cum îl caracterizează dumneavoastră pe maestrul Gheorghe Zamfir? În niciun caz nu este un om dificil. Cine îl cunoaște de aproape o să-și dea seama că nu este un om dificil. Am înțeles că așa mi-a șoptit o vrăbiuță că o să vă căsătoriți, nu? Nu știu, o să vă spunem la timpul potrivit. Hai să încheiem, că după aceea da? O să mai vorbim. O să mai vorbim, da? În regulă. Bun, domnișoara Nicoleta, mulțumim foarte mult. Bine. Apropo, ce cadou i-ați făcut maestrului Gheorghe Zamfir acum la 70 de ani? După. Spuneți tot, da? Da. Bine, mulțumesc foarte mult, doamne și domnul logonica maestrului Gheorghe Zamfir, Nicoleta Beca, admirați-o, priviți-o și iată o masă, iată și pe maestrul Gheorghe Turda, avocata Paula Iacob. Și pentru că am zis că este încheierea, dar maestrul Gheorghe Zamfir vrea să adauge ceva foarte important. Vă ascult, maestre. Vreau să spun că guvernul României nu că ar trebui să taie din salariu, din pensia amărâtă și să-mi lase 15 milioane. Adică cel mai mare artist al românului, cum spun alții și toată lumea, că sunt cel mai mare artist din toate timpurile. Eu am făcut pentru România cât n-a făcut Brâncuș, Enescu, Eliade, Cioran, Eugen Ionescu la un loc. Ei n-au făcut cât am făcut eu, pentru că numele meu și discurile mele sunt peste tot globul pământesc. Ar trebui să, eu la rândul, nu să mi se taie din pensie, să cer despăgubiri la statul român pentru bilioanele de în valută care mi le-au furat în 50 de ani de zile și au exploatat discurile mele, le-au vândut în lume fără să-mi dea nici măcar o centimă. Puteți să răspundeți? Să cer despăgubiri statului român pentru jaful care l-a făcut în ceea ce privește numele meu, faima mea, noblețea sufletului meu și faptul că am fost și am plâns pentru România timp de 50 de ani pe tot mapamundul și am arătat și bucuria și necazul românesc. Ei n-au făcut nimic pentru România. Puteți să răspundeți cam ce sume ați adus la bugetul de stat al României? Milioane, nu pot să spun, dar ce să spun? Electrecordul a vândut între 1964-66, când mi-a apărut primul disc, și 2000, 12 milioane de disc numai în România. Vă dați seama. Dar în Mapamont ce? Păi Mapamont s-au vândut acele sute de milioane de disc. Păi și bunul câștigați acum din drepturi de autor? Care drepturi de autor? Păi drepturi de autor din, eu știu, din Occident. Care? Alea sunt confiscate, domnule. Toate drepturile mele sunt confiscate. De către cine, maestră? De către francezi. Sunt totul confiscat. Eu nu mai am decât, v-am spus eu, noroc că europarlamentarul mi-a propus avionul, mâncarea și dormitul gratis la Parlamentul European. Dar acum nu mai aveți proprietăți în Franța? Nu. Știu că aveați un castel, aveați... Nu am avut niciodată castel. Asta am vrut să spun despre guvernul României și că eu nu recunosc Republica. Eu, cum spunea într-un mod genial și o repet Dan Puric, eu nu cunosc legitimitatea actualului guvern. Aceștia au venit în 1947 prin forțe străine, nu prin votul românilor, nu? Ni s-a furat regatul, vreau regatul României înapoi. Să ni se dea Basarabia, să ni se dea Bucovina și Cadrilaterul și o să avem țara noastră și o să avem bunăstarea de altă dată și o să fim așa cum am fost noi pe primele locuri în Europa și în lume. Nu recunosc pentru tot ce au făcut, răul care mi l-au făcut, pentru că m-au decimat, mi-au distrus toată viața.
măcar să nu-mi distrugă ultima perioadă a vieții de la 70 de ani în sus. Să mă lase liniștit și să-mi dea drepturile în țara mea. Ia uitați, domnișoara Nicoleta, da, săruna. Admirație, domnule. Ești da. Răcusă. Da, am o rugăminte dumneavoastră, pentru că mai sunt foarte puține momente din această filmare. Vă rog să zâmbiți. Da, da, și maestru Gheorghe Tur, da, vă rog. Dar vă rog să zâmbiți la camera, domnișoară. Da, maestru, vă ascult. N-am spus, iartă-mă, da. N-am spus ce a zis Dan Puric. Nu cunosc legitimitatea acestor oameni. Nu-i cunosc, eu nu știu cine sunt și cum a venit acolo. Eu nu știu cum au venit ei în Parlament, în Senat, în Camera de... Nu știu cine sunt aceștia. Ei au venit prin legea din afară, n-a venit prin legea dinăuntru. Când îmi vor da mie drepturile mele, pe care le merit față de ce am făcut pentru România și maestru... Dar știe foarte, mă, nu ghiță, Gheorghe Turda, că suntem... Maestre, o dedicație, o urare pentru maestru Gheorghe Zanfir? Să dea Orchestra Națională de Folclor și vom face, nu cât au făcut ungurii acum 10 zile la Sala Palatului, vom face de 1000 de ori mai mult. Și mi-a fost promis, această orchestră mi-a fost promisă de doamna Elena Udrea de 2 ori. E un moment aniversar. Maestru Gheorghe Zanfir, regele Naiului, dar eu aș mai adăuga ceva foarte important. Este, în primul rând, un rege al compoziției pe teme folclorice românești. Este un mare dirijor care foarte rar să amintești din acest lucru și este cel mai cunoscut muzician român din toate timpurile, vreau să spun, în lume. Este catalogat înaintea lui Beethoven, lui Mozart și a mai cui? Alu Wagner. Alu Wagner. Exact, nu aminteam al treilea compozitor de tale universală. Iar prin compozițiile sale, prin tot ce a lăsat și va lăsa de acum înainte în urma sa, vor fi ca etalon pentru tot ce înseamnă muzica universală românească. Când spun acest lucru, fiind odată într-un turneu în Japonia, în 1987, cu marele ansamblu Rapsodia Română, eram cu Fărcașul, bunul meu prieten și a maestrului, și în toate centrele comerciale din Tokyo și peste tot se cânta muzica lui Gheorghe Zanfir, muzica maestrului. Și zic, Mitri, ascultă! Ascultă, mai lipsește lângă maestru și taragotul tău. Eram mândri că suntem români în Japonia în 1987. Și nu numai în Japonia, în toată lumea. Eu, ca un păstrător al folclorului de acolo, de la Săpânța, unde în cimitir la Săpânța, moartea și-a pierdut sămânța, cum am spus-o și o spun întotdeauna, muzica maestrului nu va muri niciodată. Maestre dragă, dăm voie să spun la mulți ani, să fii sănătos, cadoul meu să spriască, și așa cum a fost și gestul meu de la... Sfântul Gheorghe acum 4 ani, când ți-am dorit o miniatură în cruce, pe cruce scrie așa: un cioban cu oile și spunea: mi-a plăcut în a mea viață oile cu lâna creață. N-am să spun pe post de televiziune cum am parafrazat Gheorghe Turda acel text a unchiului meu Stanion Pătraș. Dar la amândoi ne-au plăcut mândrele și încă ne mai plac. Maestre, la mulți ani, multă sănătate și dăm voie să te pup, să te îmbrățișez. Mulțumesc, la mulți ani. Doamne, domnul Gheorghe Turda și Gheorghe Zanfir. Am venit un pic mai târziu pentru că am venit dintr-o altă emisiune la Edo, acolo unde de altfel ți-am urat la mulți ani. Excelență, la mulți ani. Doamne ajută, la mulți ani.